Fiecare al treilea accident de circulație îl constituie tamponarea pietonilor, aceștia reprezentând cea mai vulnerabilă categorie de participanți la traficul rutier. În scopul profilaxiei și prevenirii accidentelor cu implicarea pietonilor, în perioada 15-28 martie, agenții rutieri vor distribui trecătorilor elemente fluorescent reflectorizante. Datele statistice confirmă că utilizarea acestor elemente de către pietoni sporește de 5 ori distanța la care poate fi identificat un pieton pe timp de noapte. Obiectivul de bază constituie familiarizarea pietonilor cu prevederea regulamentului circulației rutiere, care prevede utilizarea elementelor fluorescent reflectorizante pe carosabil sau acostament pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. Trimit aceste elemente în legătură cu prioritatea pietonului la trecerea carosabilului. Deci ele sunt vizibile pe timp de noapte, vizibile pentru conducătorii auto în traficul rutier. Dacă așa o să ne purtați la trecerea carosabilului. Eu vă doresc o zi bună și pe trecerea carosabilului. Mersi, vă rog, numai și aveți prioritate la trecerea pentru marcajul pentru pietoni. Mersi, fiecare zi trec pe aici. Ele vor fi vizibile pentru conducătorilor auto, traficul rutier. Da, mulțumesc, o zi bună, de asemenea. Și cu acest braslet, dacă traversezi strada, undeva e o bucată de prioritate. Îi scrie, pieton, prioritatea poliției rutiere. Înțelegi? Da. Înțelegi pentru ce ți-am dat braslet? Da. În cadrul operațiunii, agenții constatatori vor monitoriza în adiacentul trecerilor pietonale comportamentul cetățenilor în timpul traversării străzilor. Conducătorii auto care nu vor acorda prioritate pietonilor vor fi sancționați cu o amendă de 200 lei și cu aplicarea două puncte de penalizare. Oamenii legii recomandă pietonilor să respecte regulile de circulație și să adopte o conduită preventivă pentru a fi un exemplu pozitiv pentru cei mici. Simți în siguranță când traversezi trecerile pietonale în oraș? Nu chiar. Da, ce părere ai despre conducătorii auto? Alții merg, nu s-o opresc la zebră, nu s-o opresc, alții s-o opresc. Când merg ca pie, trebuie să aștept ca pie să meargă, să grăghească în iată. Da, unii sunt că sunt respectoși, iar alții sunt nu. Care nu prea. E foarte bine. Foarte bine, foarte bine, da? De mult așteptată, că în Florești nu se respectă legile de circulație. Vă spuneți-ne, conducătorii auto vă oferă prioritate când traversați strada? Uneori da, dar uneori nu. Vă simțiți în siguranță când traversați? Nu prea. Nu prea. Mă uit în toate părțile. Mă tem de stradă. Eu mă tem de stradă. Șoferii vă oferă prioritate când traversați trecerea pietonală? Aș spune că da. Da, n-am eu pretenții. Eu sunt atent în orice caz la lucrurile astea și tot. Știu că șoferul are treburile lui, să fie atent. Și eu trebuie să fiu atent și tot. Nu, și tot. Nu tot timpul să... Dacă nu iau seama. Merg și pe mijlocul drumului. Normal pietonii traversează strada. La locurile cuvenite, nu, parcă nu fac narușenii acum mari. Sunt ordonați. Până că nu am avut niciodată probleme. N-am avut. Ești în regulă lor, loia noastră, să așa mergem. Sparchează transportul, acolo nu-i parcare. El sparchează și omul și n-ar pe unii traversa strada, că-ți treacă nume pe unii trebuiești. Dar el înconjoară, pe unii vin pe acolo. Pietonii urât traversează străzile, nu traversează unde sunt zebrele astea. Potrivit datelor statistice, de la începutul anului curent, din 427 de accidente rutiere cu tamponarea pietonului produse din vina conducătorilor de vehicule, în 274 de cazuri pietonii se aflau pe spații destinate circulației acestora, trotuare, pasaje pietonale. De asemenea, s-a constatat că din culpa pietonilor care au încălcat regulile de traversare a părții carosabile s-au produs 90 de accidente rutiere, în rezultatul cărora au decedat 16 persoane și alte 75 de persoane s-au ales cu diverse traumatisme.